Aflată la cea de-a 8-a ediție, Săptămâna Prevenirii Criminalității a marcat încă un succes. Prevenirea delincvenței juvenile, spune nu drogurilor sau prevenția rutieră, au fost doar câteva dintre activitățile desfășurate de polițiști pe tot parcursul unei săptămâni. Voi fiind la vârstă fragedă, dar oricum sunteți săriți de 14 ani, pentru faptele pe care le comiteți voi răspundeți, nu mai răspund părinții, dar bine, este o procedură un pic mai greoaie pentru voi. Eu ce vreau să vă spun, și voi la rândul vostru sunteți foarte ușor atrași de cei care sunt mai mari și se crede că sunt mai șmecheri în cartieri, eu știu, în grupul vostru de prieteni. Cu scopul de a combate fenomenul infracțional la nivelul municipiului Mergidia, Oamenii Legii au organizat peste 12 ședințe și 5 ore de diligenție pe tema violenței și a drogurilor în școli. Totodată a fost organizată Ziua Porților Deschise, eveniment la care au participat peste 300 de elevi. După cele 5 zile de activități intense în cadrul programului parterial de prevenire, intitulat Săptămâna Prevenirii Criminalității, acest larg program desfășurat la nivelul Inspectoratul General al Poliției Române, și noi la Mergidia am căutat să-l diversificăm ca și activitate, dar ca și intensitatea al acestor activități pe parcursul întregii săptămâni. Astfel putem să spunem acum la un bilanț al acestor activități că au fost derulate 5 zile de astfel de activități, de toate genurile, care s-au referit în general la întâlniri cu alte instituții, care au fost un număr de 4, ședințe în școli care au vizat de obicei prezentarea unor tematici și dezbaterea acestea cu privire la violență, droguri sau reguli de conduită a tinerilor elevi în școală și în afara ei. Această activitate are ca scop informarea cu privire la importanța respectării legislației în vigoare și a recomandărilor adresate pentru a nu deveni autori sau victime ale infracțiunilor.